Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bun. Păi, am lăsat un lucru nelămurit ieri. Yes, și ni s-a atras atenția că am început să dăm informații despre polul câștigurilor la loterie Loto. Loto 6 din 49 și Joker din Așa. România, care este în Galați. Și ne-am oprit că a venit Pavel Bartos și n-am mai zis nimic. Da, mă, și eu am plecat de la Galați da. Cu ceva ani. Dar vezi, deci, dacă rămâneam... S-a câștigat, înțeleg, duminică un premiu la Joker la Pechea, în Galați. O grămadă de bani, 4 milioane de euro... S-a jucat la agenția nu știu care din Pechea, a fost completat și cu 7 variante la Joker, o variantă la noroc, mă rog, 51 de lei. A forțat un pic. A forțat un pic. A avut ceva variante. Și a câștigat 4 milioane de euro. Și acum, sigur, prima întrebare este dacă care e probabilitatea să câștigi la Joker. Că, nu credeți că loteria română ar trebui să precizeze mare la intrarea în orice agenție și pe site și oriunde se pot cumpăra bilete? Care este totuși probabilitatea de câștig? Că lumea zice, mă duc și joc și eu, că poate nimeresc. Dar este în felul următor. La 6 din 49, probabilitatea ca o variantă simplă să nimerească numerele extrase este de, și acum țineți-vă bine, notați, 0,00000,007%. Adică o șansă la 14 milioane. O șansă la 14 milioane să câștigi. E ceva. Scrie site-ul știu.ro. E de 700 de ori mai probabil să cazi cu avionul. Deci tu când joci, practic, trebuie să te rejuți să mai fie încă 14 milioane de bilete, că poate iese al tău. Da. E aproape de 3000 de ori mai probabil să mori într-un accident auto decât să câștigi la Loto. Și asta cred că ar trebui afișată peste tot, ca să înțeleagă lumea. Dar revenind, în Galați însă cumva universul se înconvoie spre cei care cumpără bilete la Loto, pentru că presa locală a constatat în octombrie 2021, când încă un gălățean câștigase, că județul Galați a dat în ultimii 10 ani 11 câștigători ai marilor premii. Deci 11 în șec, valoarea totală a jackpot-urilor peste 40 de milioane de euro. Iar în 2013, marele premiu de 649 a fost încasat în decurs de 6 luni de 3 gălățeni. Băi, ești bun. Deci e ceva acolo. Deci erau 11 și acum să cu încă 3 și cu ăsta cu jokerul 4 s-au făcut 15 gălățeni cu premii mari la loto. Practic nu, că în octombrie 2021 erau 11 da? Și în 2013 fuseseră 3. Deci cei 3 sunt incluși în cei 11. Deci acum practic se mai adaugă 1, deci 12. Ai înțeles? Și oricum ăștia sunt numai aia cu premii foarte mari. Vor fi da. Și gălățeni cu premii mici. Nu cred că există cu mici și mijlocii. Numai da. Mari. Ori dau lovitura, ori Dar ce-o fi la agenția asta din Pechea, acolo? Unde se acum câștigă... e petrecere, îți spun eu. Da. Acum e sigur, e cu mici, cu de-astea. Cred că iau un comision ceva. În anii 90 ar fi mers lumea cu autocarele să pună da. Bilete acolo la Pechea. Dar știi că am văzut odată, e gata? Gata. Bine, ci că nu mai. Las că vă zic altă dată ce am văzut. Vorbim altă dată ce... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.